PSD se opune categoric privatizării sănătății publice și cere imperativ guvernului Câțu să renunțe la ordonanța de urgență care ia din banii publici cel puțin 250 de milioane de euro pe an pentru a umfla conturile și profiturile unităților medicale din sistemul privat. În viziunea guvernului și sub pretextul consolidării sistemului de sănătate, crește accesul clinicilor private la bani publici în defavoarea unităților sanitare de stat. Dite de stat? Da. Și noi, dacă ne ducem, de exemplu, dacă mă duc eu... Ne contează statul. Ne contează, ori îți povești. La o serviciu... Asta nu mai știm, ei asta au anunțat. Povești, ei anunță că fac mare și sarea, dar nu fac. Aia. Mai puțin bani la stat înseamnă mai puține servicii medicale gratuite și obligarea pacienților să meargă la privat, unde vor plăti așa numită acoplată pentru ceea ce statul transferă din banii publici. Ce părere să am? Eu orice părere aș avea, ei fac tot ce vrea. Tot ce știu ei. Ce să spun? Considerați că este o idee bună? Eu cred că e o idee bună. Că e de stat și că e de stat plătită, da? Nu știu, nu. Nu veți mai plăti dumneavoastră când veți merge la o clinică privată. Va deconta statul? Nu știu, eu am medicul meu de familie. Mulțumit de el. Mai puțin bani pentru sistemul de sănătate public în favoarea celui privat înseamnă risc sporit de descrutare și, cel mai grav, de abandonare în voia sorții a oamenilor care pur și simplu nu au bani să-și trateze problemele medicale la privat. Nu mai știu, măvaia, ce să vă spun. Nu mai știu că toate ei vorbesc, dar nu fac. PSD denunță atitudinea de tip mafiot a guvernului Câțu și a actualei puteri, care a anihilat singura instituție, avocatul poporului, care se putea opune unei astfel de ordonanțe de urgență contrară interesului public, chiar înainte de 1 iulie 2021, data intrării în vigoare a noului contract cadru dintre Casa Națională de Asigurări de Sănătate și furnizorii de servicii medicale.